Bună la toată lumea. Bună ziua! Să facem sesiune de vindecare și recurățare. Da? Da? Pentru Ana. Pentru? Da? Bun. Unele puncte le-am văzut înainte și o să le vedem și pe parcurs. Acum, relaxează-te. Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep eu să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun. 10, mai adânc relaxată și 9. Continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Acum, într-un moment, eu voi număra de la 1 la 3. Când o să ajung la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a lui Ana. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă ai găsit-o, identifică-o și cere acordul. Da, o văd într-o scenă aici, cam ciudată, în fine. Așa, da, am identificat-o, am cerut acordul. Ceva, deci ea, cea originară, îmi spune că da, ceva se Da. interpune și deci are o înfățișare așa ca de Horus. A ieșit în față dintre părțile ei și spune că nu, dar nu bagă în seamă că nu m-am Da. conectat cu Da. părțile, m-am conectat cu sufletul și sufletul este cel care participă la Da. această acțiune, da? Deci bate ființa aceea are cap de ibis, de pasăre și bate din picioare, a devenit foarte Se recesivă, foarte blochează. agresivă, nervoasă, da? Îi pare a fi frică de ea. Așa pare că, ca și cum ar fi frică de ea. Se blochează fața și sau dacă dă să fac. Da? Mai sunt doi îngeri care o țin de umeri, deci au partea de jos așa cu solzoasă, partea de sus ar fi umanoizi, ca umană așa, cu aripi în spate, dar partea de jos parcă e scursă într-un șarpe la ambii. Da. Așa și aici de unde o văd este ca și cum aș uita pe geam, în camera Da. ei, unde este în fața unui, cred că e notebook, e mai mic decât un laptop, așa pare a fi. Și ea tastează și Da. se uită la ceva, are și căști și fredonează cu ochii întredeschiși și pare satisfăcută, da? Deci asta când privești frontal, când privești de la spate, deci este îmbrăcat într-un veșmânt egiptean ca un scrib, da? Iar aici totul este de piatră în jur când privești Da. din unghiul din spate, da? Pare a fi o cameră fără niciun geam, luminată de niște făclii în pereți. Da. Da. Să mergem să ne conectăm în acea viață, să vedem. Da, deci este un bărbat în această viață, Da. este un scrip, se numește Farisa.
în această viață, da? Deci este un scrib care scrie niște cronici care nu vor fi date publicului larg. Are un fel de masă în spate și un fel de dulapuri așa care scobite în perete, cum ar veni. Oricum, suntem în interiorul unei piramide, este evident lucrul ăsta, da? Da. Este o cameră foarte jos la nivelul minus 3. Acele făcli mirosco. Asta de miros? Miros a seu de oaie. Și a miros a oaie. În fine, și deci scrile pachetează și este un fel ca cum sunt în minele de extras materiale. Acele trenulețe, acele funiculare, cum s-or fi chemat. Deci, dar foarte îngust, da? Și deci are trei vagoneți. Și deci când se umple dulapurile, le pleacă cumva la sigilat, dar vin înapoi sigilate, da? Și deci se pun în niște gropi, să poate în perete câte 10, și apoi se netezește și pare că nu mai este nimic acolo. Sunt datele secrete despre regina Faraon și anturajul lor. Da. Bun, să mergem în continuare. Se numește Inkhuamtep, faraonul ăsta, da? Este un copilaș, cred că nu are mai mult de 15 ani. Regina pare a fi mai în vârstă, așa, la 17-18 ani, dacă se poate spune mai în vârstă, da? Și cred că sunt frați, dar sunt și căsătoriți. Au părți sufletești? Nu prea. Nu prea. Mai degrabă sunt niște corpuri destul de reușite pe din afară, cei drept. Sunt foarte frumoși la aspect. Așa, dar e dinăuntru negru și întuneric, da? Ce sunt niște... O fiolă. Într-o fiolă lunguiață, așa, care ține de undeva din dreptul nasului până în coccis, până în jos. O fiolă lungă, de fapt. Îi spun fiolă pentru că este încapsulată în părți rotunjite. Nu este un cilindru deschis. Fiind și acolo este o ființă făcută din niște mărgele maronisi de fate, așa. Da. Un capucino mai degrabă. Așa și se întâlnă și se grupează, da? Deci, când este formată din mai multe bile, când bilele acelea se desfac și se adună și devin una. Acum pare avea și doi ochișori, dar este, cum să spun, identificarea informației în mintea mea, pentru că aici nu există ochi. Nu sunt ochișori. În orice caz, este o esență care pare a nu rezista în nivelul nostru cu plus, venită dintr-o altă lume cu alte caracteristici. Da. Așa are și el, tot la fel. Numai că esența din el este mai negrie la culoare. Aia este capucinul la culoare maronie. Tot de fapt și el are. Tot aceeași chestie, tot. Acea sticlă degajă un fel de energie, da? Care aparent la un ochi fără experiență ar putea servi drept aură. Înțelege în dreptul acestor ființe. Creează un câmp ca un fel de aură falsă. Dar nu este aură, este o proiecție a acelui tub, a unei substanțe, a unei caracteristici. Acelui tub. Deci cumva luminează dinăuntru în afară.
și dă impresia, am spus la arcenii avizați că ar avea un fel de lumină proprie, dar nu au. Nu au. Iar o conexiune se face cu două firișoare foarte slabe, prin creștetul capului, de culmea că au un gen de împletitură, părul și ea și el. El este ras aici și are numai coada la spate. Iar, bineînțeles, acel păr negru al băstului, așa specific, acele rase de... Așa și sunt foarte machiați la ochi cu albastru, ochii subliniați cu negru. Na, au bijuterii, măști și așa mai departe. Da. Ca și cum dacă vin în contact, deci ei pot supraviețui aici și văd că sunt o sumedenie de labirinturi care unesc și cu alte piramide, dar și cu niște locuri vaste, niște construcții în toată regula pe tot pământul ăsta, da? Și ei aici, în culoarele astea, ei rezistă. Dar de ce? Ce odată... Ce atmosfera? Ce este acolo? Parcă sunt niște aparate care micșorează nivelul de oxigen din loc în loc. Practic, ele au un, fermă de, un fel de formă de floare, imită. O formă de floare de nufăr strâns, așa. Sunt peste tot. Da? Deci, când acționează aceste aparate, fac ca un fel de șiruri. În fine, deci, omul cu de om, poate respira și aici mai greu. Și adevărat, pare greu aerul. De o senzație de apăsare, de greață, așa, de un pic de sufocare, dar până la urmă obișnuit se respire, respiră și afară gâitera și mediul lui, dar ei nu pot respira afară. Și atunci folosesc un fel de măști. Aparent sunt niște măști frumoase de aur, și cu platină, cu albastru, mult cu bleu marin, foarte frumoase, dar pe dosul acestor măști, deci niște, cum să spun, să spunem minune ale tehnologiei, chiar și pentru zilele de azi. Adică, practic, toată, mai mult pielea feței, fața, aici... Văd ca și cum și-ar fi creat chiar și pielea, că doar respir și prin piele. Pielea are un fel de protecție, peliculă, de la acea emisie de raze, da? Scribul știe de toate astea și toți cei care lucrează aici știu. Știu că ei nu sunt oameni, da? Deci scriu povestea lor adevărată. Ce s-a întâmplat, ce au făcut, ce au adres exact... Așa, cu cele mai mici amănunte, da? Când s-a născut, cine cu cine s-a căsătorit, când au decedat, de ce au murit, da? Eu văd pe faraonul ăsta că moare la 19 ani de o gangren la piciorul drept, da? Parcă este mușcat de un animal. Așa îmi face impresia. Un animal de ăsta rozător, care cumva a penetrat... Una din galerii, galeriile sunt de pământ, dar sunt foarte bine lustruite, dar nu-i piatra aici, marmură în galerii și a fost mușcat și moare la vârsta asta, da? Dar este un alt tip de entitate acolo, da? Ca un drăgușor în miniatură intrat în acel animal, da? Deci, practic, a atacat rasa asta lui Ra. Da. Da, e Shorushra. Plus ibisii. Ibisul care l-a însoțit sunt sub formă de paznici la uși, care o însoțește în viață. Deci ea are o parte atașată între, în sufletul ei social, între părțile ei, conectată cu această viață, da? Și mai este o parte atașată între părțile ei pe care o cheamă Aniko. Anica. Da. Cum a ajuns ea să aibă această meserie? Nu de cred a fi că ea pe oricine. De a fi... Nu, da. Are talent născut, da?
Adică de mic copil Și-a făcut acest. înțelegere. Da, să vedem. Deci, da, are posibilitatea de a descrie, a vorbi foarte devreme, a fost, să spunem, precoce, deși născut într-o familie de condiții medie, da. Și deci are posibilitatea de a se exprima lejer. Știe să combine și face școală pe scurt, așa, să învețe, să stabilească, dovedește un talent născut la caligrafie, adică rotunjește, știi, scrie caligrafic literele, foarte frumos scrie. Și alinia și drept, deci așezarea în pagină, distanțele, totul este ca la imprimerie, ca la tipografie. Așa. Dar pare a fi foarte obosit. Văd la un moment dat că adoarme la masă, acolo. Lumânările una, Da. dar de să se stingă și atunci vine un paznic, îl ciocănește aici la osul cefei, parcă îi deschide osul cefei, când dă cu ca ibisul la cap și cu ciocul acela. Așa, ciocărlande. Așa, și parcă îi se deschide acolo un dispozitiv și îi trage ceva, ca o șuviță de lumină îi trage și deci trage, trage din toată ființa până la cocces îi trage o șuviță aceea de lumină și o mănâncă ca și cum s-ar lupta o pasăre normală obișnuită cu un vierme să-l înghită, cum ar veni și apoi o duce în pat, știi, în acest corp de scrip, îl duce pe băiatul ăsta în pat, ca să mă exprim corect. Duce și se întinde și visează când era liber. Pare să că lui avea un fel de agricultură terasată ceva, ca un fel de fermă, da? Dar pe terase așa. E terasată și vede lanurile de grâu verde. Cum bătaia vântului visează, simte adierea aceea a vântului și tot ceea ce îi lipsește, pentru că este închis în această cușcă și este scos numai printr-o poartă, foarte departe, la 4-5 km, e sub costișa unui deal. Este zăvorâtă. Se duce și respiră acolo, cum ar veni, și nu respiră decât aerul ăsta dinăuntru, favorabil lor. El are altfel de dispozitiv în cameră, nu are acele flori de lotus, are un dispozitiv care pare a mări concentrația de oxigen, totuși, știi? Cred că nu e suficientă o plimbare la ușă. Îi trebuie, da, totuși, pentru că stă foarte multe ore, da? Toți scribii care au scris povești aici sunt uciși apoi. Deci sunt uciși și este un fel de cimitir comun. Deci este o chestie ca de fier care se ridică și acolo sunt multe oase. Foarte multe oase albe și uscate și într-o parte este ca un intrând pentru duce la o apă, crocodil. Deci vin, descărnează corpul ăsta și apoi oasele se usucă aici. Deci Ce se acum întâmplă pe capăt sufletești? Capăt sufletești parcă nu pot ieși niciodată pentru că pe deasupra aceste piramide au un fel de proiecție, da? Sufletul este captat. Dar este, îi fac și separare în timpul vieții. Ei au făcut separare de suflet corpului. Multe este, în fiecare piramidă sunt 3-4 mașinării de astea, care din aceea cu cilindri care separă sufletul de corp. Îl duce în clone, cum ar veni, da? Așa, bun, în fine. Deci, văd că există un portal unde se duce dirijat.
Aparent pare a fi luminos, dar lumina aceea este o lumină rece, da? Și totuși sufletele, fiind inconștiente, se lasă înșelate și se duc în lumină, în acea lumină, cum ar veni. Da. Ia, deci se... acest lucru, ce se întâmplă? Mai da, se, re... se reîntrupează. Și ce părere are? Da, cu... Se reîntrupează și este băiat, dar este călcat de o trăsură de asta, de o căruță. Așa. Este o localitate în Turcia de data asta, se numește Sankat. Pare a fi un centru comercial. Sunt foarte multe târguri și sucuri, piețe din acelea unde se vând de toate, da? Un fel de așezare de similar metropolitan din zilele de astăzi, adică toate comunitățile de orice tip din jur cumpără de aici. Nu este un mega, un oraș megalitic, dar este un centru important, da? Sunt ziduri în, de jur împrejurul acestui oraș și la un moment dat el este unul din paznicii de la ziduri. Dar n-are o viață frumoasă. Deja se naște cu o infirmitate, are laba piciorului, la piciorul drept sunt degetele, cele patru sunite, mai al cincilea se mișcă. S-a născut cu infirmitatea asta și e partea cea încălțăminte, acele sandale și pe el îl incomodează, devine ca un handicap. Și nici cu intelectul nu stă prea bine în această viață, da? Are un fel de cască pe cap, care nu lasă să se dezvolte. O cască strânsă așa. Și deci dă energie și în viața asta totul lor. Tot la regina aia, da? Da. Încă n-a murit și are exact la fel ani. Deci de murit a murit faraonul, dar ei trăiesc după alte legi temporale aici înăuntru piramidelor. Nu e același timp ca pe teren de fazari. Așa că n-am fi noi cu ei în aceeași densitate și nici nu ne trebuie să fim la o adică, știi? Cert este că începe o... S-a simțit a plecat cu mândrie din acea viață de script. S-a simțit foarte important că a contribuit la scrierea unei părți reale din istorie, da? Da. Bun, și deci nu mai reține moartea aceea că a fost ucis și în orice caz nu-și dă seama că a fost ucis de cei care l-au angajat tocmai să scrie, da? Bun, deci viața asta după este amărâtă. Moare singur, nu se căsătorește, în fine, moare în jurul vârstei de 40 de ani. Viața următoare este relevantă pentru că cumva vine din viața trecută și își dă coordonatele ca unde sunt ascunse artefactele. Așa, și spune să le dezvăluie, da? Adică îi spune părții forme de manifestare din viață. Cumva da. Deci el murind atunci a pus un cod secret între el și el, da? Pe care entitățile, chiar dacă îl întrupează, și dau programe, probleme, nu-l pot descifra, nu-l pot auzi. Nu este pe frecvențele pe care percep lor, da? Este ca și cum ar fi un secret între ea și ea, între această parte sufletească și șirul de comunicare trece deasupra lui 4D, în 5D. Deci acolo unde ele n-au acces, da? Și multe din ființe își transmit așa lor înșiși informația, da? Chiar și trezirea asta în masă, uite așa, așa văd, cu fire pe deasupra din 5G, adică noi fiind suflete putem să ne manifestăm în mai multe densități și dimensiuni și ele se pot manifesta
și se pot manifesta și în aceeași formă, în același loc, în același timp și spațiu, scuze, în mai multe forme. Dar nu pot accesa peste... De asta boala lor să trece, anulăm de când să treacă ființele, să-i treacă dincolo, ca să poată accesa aceste punți de comuniune. De asta unii afirmă că în 5G au acces, 5D, scuze, ei au acces, dar ei nu au acces, da? Ca noi, adică noi, masele de populație să creadă că chiar este așa și să creeze accesul lor acolo, nimic mai eronat. Așa. Cert este că cumva au, din cauza medicației care o are, au reușit să o reconecteze cu această viață, da? Pentru că am zis că din față se vede ea, din spate se vede el, acel băiat, scrim, da? Bine că a încercat să-și dea informația și a fost blocat, despicat în patru bucăți atunci. Știi cum ar veni, da? A fost separată și despicat în patru bucăți de suflet, patru pătrimi, cum ar veni. Da. Drept pedeapsă că a încercat să-și dea informații dintr-o viață în alta. A fost judecată de un jur de entități. Au scos-o imediat din viață, da? A murit chipul accidental. A căzut ceva peste ea în acea viață, dar dincolo de asta era descarnare de urgență, cum ar veni. După aia o încarnează într-o ființă pocită, care trăiește la marginea unei liziere, unei păduri, cu o mamă bătrână, așa, nu știu cum se naște din legătura mamei cu ce, pentru că are trăsături mixte și de om și de animal, da? Este prima încarnare de pedeapsă dintre cele care vor urma, da? Moare tot accidental, nu se deplasează bine în două picioare, ci mai bine în patru. Și la un moment dat, deci un vânător, când are în jur de 19-20 de ani, confundă cu un animal, practic, la modul cum arată și îl împușcă. E așa zisul animal. Întotdeauna, la toate decesele, înainte de a decida, de a se întâmpla precedentele, că este înconjurată de o ceață albăstruie, da? Iar în momentul desprinderii sufletului de corp, sufletul, deci cumva se desprinde dinăuntru, iese prin toți porii și ieșirea asta a sufletului, că doar nu stă niciodată băgat tot în corp, hai să fim serioși. Așa. Deci, și când pleacă, pleacă ceața cu tot, cu partea sufletească și sunt duși la un fel de femeie, pare a fi într-o ramă, într-un tablou victorian de epocă, cu cărare pe mijloc, așa, cumva dintr-o parte, deci cu sân tot ca o femeie, dar n-are decât trei degete la mâini și are trei șiruri de ochi, șase ochi, are ochi până în obraz și un fel de nas lung, așa ca la furnicar și o gură dreaptă. Acolo sunt duse sufletele, da? Pare a fi puse niște dulapuri cuantice, dacă le pot spune așa, și parcă sunt amestecate, mixate, până devin cum deveneau ființele acolo, înăuntru buline, știi? Adică cumul de foton, știi? Și deci este un instrument care seamănă cu un dro de păr, așa vine să spun. Și se conectează pe acele tuburi și ei pompează ceva înăuntru și iau ceva. Adică încearcă să combine sufletele, fotonii cuiva cu altcuiva. Deci, la început, știi, fotonii par bucuroși să identifice tot un suflet, știi? Pentru că asta este informația lor, chiar și cumului și compoziții. Dar în momentul când începe vibrația, ca ele să se
sudeze împreună, da? Informațiile nu mai coincid și se separă. Iar dacă se alipesc și se bagă unul în altul, știi? Dar nu se unifică per total. Niciodată. Ei, această chestie de separare a determinat-o când a venit Ana în această viață, deci a purtat cu ea acest program, da? Și deci părțile ei când s-au format din copilărie niciodată nu s-au format cum trebuie. Adică de la început, din start, este un program eronat. Și acum trebuie să mă conectez cu sinele ei de pe viața asta și simultan cu sinele cel mai înalt. Așa, i-am chemat aici. Deci formele astea de manifestare, da? Așa. Cumva, deci, sinele cel mai înalt să, într-un plan separat mai sus de noi. Dacă ar veni mai aproape, ar deveni deja sinele slat, care este aici și indică că are foarte multe părți, da? Câte are? Are 21 de părți atașate. Dar partea cea mai mare, cea mai virulentă atașată este Siba. Pare a fi o fostă prietenă de ei din Polonia, dintr-o viață, da? Eu le văd ca într-un lagăr mai degrabă. Deci este post, nu, pro, prin cel de-al doilea război mondial, da? Deci este prietenă cu o tipă Olva. Olva este evreică, da? Părinții Olvei sunt foarte, sunt bogați și sunt totuși generoși. Lasă pe fată, pe Siba să aducă copiii acasă, da? Și deci ea se duce mereu, dar ea o invidiază pe evreică, da? Pentru ceea ce are și apoi ei se ascund cu toată familia și ai răște. Dar știe unde a ascuns grosul în fel de modele sculptate până la jumate socului. În camere și acolo într-o formațiune din aceea, deci se trage și au o cutie acolo și au multe lucruri ascunse și acte. Deci ea îi părăște, îi înșfacă, îi duce, așa, dar ia tot de acolo, da? În momentul morții, deci Siba, deci pleacă foarte nervoasă, foarte supărată, da? Și atunci, deci, în loc să se ducă cu totul unde trebuie să se ducă, o parte intră prin ceafa ei, da? Cu atâta ură, cu așa de parcă se înfinge ca un topor, da? Și se sudează acolo pe un ax, da? Se sudează. O are și în ziua de azi partea asta. Deci este un set de programe, nu o ființă, dar are și o ființă ca un liliac negru, da? Da, e un fel de arhanghel cu multe pene, ăstea de pe muchia sunt albe și muchia. Un pic samac. Nu este arhanghel atunci. Așa. Este un idlaim. Ce mix de rase mai este? Îi spune că este din neamul lui Laim, care a dezgropat ceea ce trebuia să țină pământul îngropat pentru totdeauna. Au dezgropat oasele arhanghelilor și au făcut mese negre asupra lor. Spune că și ea a ajutat în acea viață, dar nu ține minte, da?
Zice că ține mintea numai Egiptul pentru că se credea importantă, da? Bun, ca să simplificăm lucrurile, da? Deci, în conexiune cu sinele, ei aflăm așa, că are o ființă care intră iese, pentru Da. că are un locaș, da? Pare a fi o ființă plină de enfază și pare a fi din alt antiunivers. Nu are un corp, Da. măcar energetic, în lumea Da. noastră. Așa. Are patru familii interioare, Da. formate din mamă, tată, mulți frași și surori, și Da. chiar unii la a doua și bunici, așa, Da. și foarte multe părți programe atașate, da? Are o personalitate a unei femei care se numește Vesta, așa, în ea, deci personalitatea, programele Vestei, nu Vesta în sine ca ființă, da? Are personalitatea lui Lubuchin, care este muzicant la țar, la palatul țarului, cântă la instrumente de suflat. Așa? Deci are set de programe și de aici personalitatea asta. Așa? Mai are personalitatea iarăși a lui Vilde. Este o norvegiană, da? Care cânta la chitară. Era frumoasă, brunetă cu ochii albaștri și avea o voce așa foarte frumoasă și cânta la chitară, da? Ea pare tristă, așa, abătută, singură și fără prieteni, Vilde. Deci este Bun. mare de bandat între părțile ei. Să informăm sinele cel mai înalt. Da, este aici, doar că împreună cu el am făcut această. Da. Ceea ce poate să facă sufletul la nivelul ăsta, să ceară acele entități să iasă definitiv, să nu mai intre niciodată în acest corp, da? S-a auzit un hoho de râs, știi, când a Pe ieșit unde? ființa asta. Da. În spate jos. Ca un fel de codiță era o ființă atașată. Ce fel de ființă? Soti. Cum arată ce este? Deci este un umanoid cu corpul ca de piatră și un cap de elefant. Și asta este dintr-o viață, când el sculpta statuia acolo de la templurile indiene. Bun. Foarte Cam. sufletească văzând toate acestea. Vrea să le îndepărteze. Da. Dar nu știe cum spune. I-am zis că sinele face lucrurile astea. Tu tai numai celelalte contracte, da? Reconectarea cu partea aia ta îi explică în acel corp a murit de mult, da? Și nu mai are niciun rost conectarea cu acea viață de scrip. Fie că a fost ucis, fie că a murit de moarte bună, fie că era accidental, totul este prestabilit cum ar vorbi, cum ar veni. O mai văd într-o scenă în care trebuia să meargă să se cunune și a ucis logodnicul. Nu știu de ce, a intrat ceva rău în ea. Deci l-a decapitat cu o sticlă. Cum ar veni, cu o bucată de bibelou. De porțelan, practic. Așa. Și ce s-a întâmplat ei atunci, în acea viață? A intrat acel demon, putea să o posede și să rânjească chiar prin fața ei. Când intra, speria pe ceilalți care se speriau de el și conecta. Când pleacă din viața asta, face o promisiune că
îi va aduce alte două suflete mici. Da? Adică ca ieșite din copii, Da. să spunem. Da? Copii mici de vârstă mică, dacă o va lăsa liberă, cum ar veni să se întrupeze. Adică roagă pentru întrupare și și trebuie chiar să face lucrul sacrifice. ăsta? Da, sacrifică proprii copii. Pentru că nu există alții doi. Este cumva izolat într-o comunitate de fiorduri, așa tot, din lumea nordică. Se numește Jnut. În această, da. Bun. Cam asta este situația, da? Deci, tai legăturile, sinele este informat, da? Da. Adăugăm Să bată înainte de a fi script. Cel mai bine să anuleze când i s-a dat această slujbă, că multe s-au început de acolo. Să nu primească. Spune, da, dar cum își câștigă existența dacă nu o primește? Bine, ce face încotro merge? De ce are acest problemă? Că nu a văzut ce interferări a dat? Este genul de suflet căruia îi place să nu facă prea multe, să câștige, să nu iasă din zona de confort, da? Actualmente, uite, în clipa asta când vorbim, da? Deci, este deja schimbată personalitatea. E o altă parte, o altă fațetă de ei. Da? O altă parte. Ce vrea să facă? Merge să anuleze? Partea sufletească. Hai fie, spune. Dar, deci, cumva se uita la mamă, știi, ca și cum se așteaptă să fie felicitată că a făcut o favoare. A zis că pe ea în sine nu deranjează multiplicitatea asta. Pe ceilalți din jur îi deranjează. Multipersonalitățile ei, spune. Zice, oricum, ai văzut că le-am cu minții, le-am liniștit. Ele nu mai zbiară, nu mai țipă, nu se mai manifestă în niciun fel. Și zice, și apoi ei știu foarte bine de ce am dorit să plec, așa. Cu persoana respectivă cu care vrea să aibă o legătură de prietenie de care spunea mama să și că a avut karma, da? Adică vreau să-și o apropie să se răzbune. Există o bucățică acolo de program karmatic de plătit, cum ar fi pentru persoana cealaltă, da? Și ea se complace să o răzbune. De ce a avut karma împreună? Ce s-a întâmplat între ele? Deci le vă la o serbare câmpenească. Așa este un sat prin aproape de Herțegovina. Așa mi-a venit. Este un par mare, ca un stâlp mai degrabă. Și sunt legate panglici din acelea colorate, da? Și deci cele mai închise la culoare le țin băieții, cele mai înflorate le țin fetele. Și dansul ăla cadențat când ei trec unii pe sub alții și ea are un mândruț cu care s-a mai îngrămădit în dosul șurelor câteodată, dacă aici un popic este egal cu căsnicie logodnă în comunitatea asta la vremea asta, da? E 1603 ca an. Așa, și cealaltă, la un moment dat, când se termină serbarea, o vede, este un drumeag care duce în satul propriu, zice, este un câmp mai deschis undeva și apoi așezarea este peste niște coline, peste niște dealuri și o vede în bătaia lunii pe cealaltă că se sărută cu iubițelul ei, da? Dar familiile lor, a lui și a ei sunt în armonie și vor ca tinerii ăștia doi să fie împreună, da?
iar pe ea nu o vor. Noră, pentru că este zăpăcită ca și caracter, nu este serioasă. Adică, și deci ea nu zice nimic, se închide în ea, asta încearcă să răspundă, să explice, să... Mai sunt o grupă, vreo 4-5 fete sunt într-un grup și băieți, tineri care se jucau, se curtau împreună și ea se retrage de peste tot, se închide, se îmbracă în culori sumbre, stă cu niște cârpe puse prin geam, ca un fel de depresie, văd eu, da? Și la nunta lor se duce și se sinucide. Când ei spar pahar sub călcâi, înseamnă că se vrei. Sub șervețel, da? Sunt șervețel și un pahar. Și îl calcă cu călcâi la amândoi. Îl sparg, atunci ea vine și se înjunghe în inimă. Practic nu moare pe loc, moare în chinuri, se chinuie o vreme. Nu este de atât de aproape un chirurg, să spunem, de baci, ca să repare oricum și-a stricat multe acolo prin auto-înjunghiere. Deci moare și sufletul se duce într-o zonă gri, da? Parcă aparține acum sufletul ca și cum ar pluti într-un fel de apă, așa, cu tulbure. Și deci este într-o caracatiță, meduză. Mai degrabă meduză, dar meduză, așa, la partea de sus. Sunt și alte sufletești acolo? Sunt foarte multe sinucigași aici. Este o baie a sinucigașilor. Da, deci îi lasă să se plimbe în lichidul, în fluidul acela, niște bule și le pune imagini cu sinuciderile lor și a altora, iar și iar, aleatoriu. Ca și cum toată caracatița asta ar fi pusă ea însă și într-un cilindru uriaș cu pereți dubli și între pereții dubli sunt imaginile sinuciderilor, da? Din când în când vin niște ființe care în partea de sus sunt umanoizi, dar au un fel de prelungire cu coadă ca la scorpion, dar au aripi și zboară și le recită despre iadul veșnic și mântuire, știi? Adică îi pregătește pentru un program de compasiune religioasă, da? Deci, sufletele acelea închise atâta timp acolo, practic, deci au fost deja duse pe o altă linie temporală, deci, practic, în timpul nostru este ca și cum ar fi fost închise 600-700 de ani, pentru că urlă și imploră încarnare. La un moment dat. Spune că ea a fost în baia sinucigașilor. A fost de mai multe ori, așa spune. A mai fost, spune. S-a sinucis și în alte vieți, da? Și dacă nu și-a aduce aminte, spune că ăia de pe umeri i-au adus aminte, ființele de pe umeri, că a mai făcut așa ceva. Așa zi și înger, da. Da. Și cum sunt toate acestea ce nu vrea să taie conexiunile? Deci... Se conecteze de tot, nu înțelege? Iluichinii sunt niște entități religioase care vin atunci când persoana respectivă se roagă în gând, cu ardoare, ca să nu audă nimeni. Dar nu se roagă ființa în sine, ci se roagă alții pentru ea. Și aici ca și cum s-ar fi rugat mama, nu știu, așa îmi vine. Și bunică, așa îmi vine. Mama și bunică. Da. Cam asta este situația. Să le pune să soarte intenție și taie conexiunile. Da. Atragem atenția că aici nu se dat, fiindcă ia medicamente, nu se poate face ședință directă cu ea. Pentru părți. Pentru că nu poți să știi, este și micuță încă de ea, nu poți să știi ce se
întâmplă în timpul ședinței pentru părți. Deci nu se poate lucra altfel. Tot așa, deci, cum să spun, mai face o conștientizare, mai așa se poate lucra. Deci ați asuma răspunderea să faci o ședință cu părți aici înseamnă să nu fii bine tu însăți, ca terapeut, să spunem. Da. E așa ca și conștientizare, este ca și cum de la ședința precedentă, dar și-ar fi scos toate aspectele nebenefice, vezi? Și-ar reliefat atașamentele, părțile atașate, ființele atașate, da? Câteodată, deci, să explicăm, deci, părțile atașate și cu ființele atașate sunt căptușite de propriile programe ale părții sufletești, da? Câteodată. Deci, uite, prima dată nu și le-a relevat, da? Acum și le-a arătat și le-a relevat, da? O văd mai detașată, o văd mai conștientă ca și suflet. Mai deschisă curățărilor, să spunem, da? Acceptă că anumite programe, anumite gânduri din ea sunt bane fictive, bane benefice, da? Adică dacă ar fi numai ea singură cu părțile ei, ea ar fi foarte ok ca fată, ca persoană, da? Dar sunt acele părți care trăiesc propria lor viață, personalitate, da? Care se impun și ies în față, cum e și se acel horus, nu mai este preceză. Deci nu mai are legătură cu entități, iar pe ăștia de pe umeri a dat jos, pentru că am explicat că nu sunt invocați de ea, da? Nu sunt chemați de ea, nu s-a rugat ea însă, știi? Mai zice și ea cât un de-al ajută și nu știu ce, dar nu s-a reconectat cu ființe de lumină. Dar a încercat alții pentru ea să se reconecteze, da? Trebuie avut foarte multă răbdare cu ea ca să evolueze, să se dezvolte, da? Și să cam obișnuit să îi exploateze pe părinți, adică să îi facă toate mofturile și este timpul să iau un pic de restricții, chiar dacă reacția ei este cea, deci reacția e scontată ca să-i sperie pe părinți, să spunem, da? Trebuie puse bariere, limite, altfel nu duce nicăieri. Ca să înțeleagă toată partea asta ei care nu a conștientizat încă. Da. Se trebuie să anuleze și toate ritualurile făcute de alții asupra ei, cum a fost acel de la bunică făcută de ea asupra altora, sau la care a participat, făcută cu voia sau fără voia și știința ei, orice tip de entitate de înaltă sau de joasă vibrație, în orice loc, spațiu sau timp și din afara lor. Scrisori de intenție să nu mai aibă nimeni acces în sfera energetică. Da, deci când ai spus, a ieșit, cum să spun, întâi ca un fum, așa, un set de părți, și a ieșit un fel de soldat din acela, de la, seamănă cu hainele soldaților de la Cruciade, ca și hologramă, cu o bandă chiar, așa, cu ciucuri și numai că capul iarăși era cumva turtit, iarăși ca de barză, de animal, de pasări, mai degrabă de entitate, nu era de, în schimb, îmbrăcămintea ca celor de la Cruciade era. Pare să că este o fațetă, da? Când ea este față bisericească în acea viață ca bărba la un moment dat și se culturalizează cu forța o zonă întreagă în zona Spaniei, unde populația este mai mult arabă. Da. Vine Andaluzia, da. Actuala Andaluzie, da. Da.
Cu bunica ea am avut viață împreună, se mai cunosc. A Cred avut, că s-a a avut rugat și... pentru ea, dacă a băgat un... A avut pentru ea și... Da, uite, m-am conectat cu amintire de-a ei. Mi-a arătat o amintire în care... Ea este mamă, bunica, da? Și este întinsă ca pe un catafalc. Se așteaptă să moară, dar cred că este de un... Are o poziție într-o sectă. Nu este de rang nobil. Așa și... Deci este îmbrăcată în negru toată și sunt mai multe ființe afară care se roagă în pâlcuri, în grupuri. Chiar și în fața ușii. Ipotetic vorbind, dar interior, pentru că este într-un loc, într-o stâncă ca de granit, un sistem complicat de peșteri și sunt amenajate și ele sunt acolo, înăuntru. Un fel de călugărițe a întunericului, sunt negre așa, cu veșminte petrol la culoare. Și deci bunica este gata să moară și ea se roagă pentru ea. Așa îi spune, să se roage pentru ea. Dar când se roagă, parcă ea se lungește de aici, de la gât, și capul cu gâtul, cum ar veni, ca și la desene animate, parcă. Îi însuflă prin gura bunicii energia vitală a nepoatei. Și corpul acela parcă face un mic reset. Zvâcnește, revine la viață. Apoi, practic, ei vor să prindă sufletul fetei în corpul bătrânii. Asta este mecanismul lor. Până la urmă, nu reușesc, dar ei rămâne foarte puțin suflet aici, pentru că restul este atașat prin coloană la bătrână și bătrână nu mai moare, mai trăiește încă. Și deci, ca mulțumire, în da, viața asta se returnează. Le returnează conexiunea, rugăciunea, cum ar veni. Bun. Ce ființă a mai rămas cu ea? Acea ființă, Lilia, care a ieșit? Da. A rămas? Cedra. Cedra se numește ființa lui. Ce urâtă -i. De fapt și de drept. Deci este un monstru de sex feminin, aș putea să spun. Și are o gură plină de dinți, deși curge un fel de limbă neagră, de mâzgă foarte lungă, foarte lungă. Nu se mai termină și are ca niște polipi și când atinge solul, deci polipia aceea se desprinde limba asta ei, parcă naște pe cu limba asta. Și prin viață și sunt niște creaturi demoniace așa mei și urâte. Îi vorbește într-o limbă silabică răstită. Îi vorbește. Partea sufletească că... cunoaște și aduce aminte cum se conecta cu ea? Părea nu avea niciun cuvânt de spus în fața acestei întrebări. Mai vrea să rămână cu ea în conexiune? Spune că nu i-a încheiat contractele și cu ea. Nu știe de ce n-a plecat. Să vadă firele care merg de la ea. Să se caute de fire de la această entitate. A tăiat legăturile cu ea, o scoate afară. A scoat afară și soare de intenție. Parcă acum este într-o viață unde este o doamnă mai în vârstă, cu un păr frumos cenușiu așa, albastru, este în vreo roche albastră, decoltată așa pe umeri și poartă la gât o bijuterie aici, chiar pe decolte o roche și acolo în piatra aceea de la bijuterie închisă ființa asta. Adică toată viața, ca și cum ar fi o slugă, da? Primite ca persoana respectivă să facă magie, știi? Iar entitatea nu a fost
Nu i-a convenit și normal să fie închisă în acea piatră. A reușit să o spargă cumva, să elibere și a căutat-o să o pedepsească. Prin vieți. Și să are de intenție să o trimită de aici. Se arată ca o ființă umanoidă. Da. Elf, ca elfii. Are părul drept așa, breton, niște urechi ascuțite și de aici cumva strâns în sus și o coadă complicată, foarte lungă. Și împletită într-un mod ciudat și strâns așa cu niște chestii din 80 în 80 de centimetri. Este. S-a trimit o desfără energetică pe stea moartă această ființă. S-a Da. Intenție. Da, a făcut-o. Bun. Să-și facă și declarația iară, să anuleze. A venit cineva și a luat scrisoarea de intenție. Atențiune, atențiune. Da. A venit parcă Dracula din filmul lui Stormberg. De ce? Ce vrea? Să-l aducă în așa. Da, deci are capul prins de trunchi, nu se vede gâtul. Așa, are niște urechi mari roșii, ca de animal, niște dinți sărânjiți. Iar arcadele pornesc de la baza nasului, cumva, ciudată. Așa și e crăcănat, așa, ca o muscă. A venit și a luat scrisoarea de intenție. Spune că să nu-l omoare nimeni, că el este mesagerul. A dus și răspuns la scrisoarea de intenție. Și spune că dacă tu te dezlegi de tot de la această lumină, o să rămână mică și proastă, nu l-am de greu. Nu primească nimeni programele lor. În momentul când a desfăcut-o, citit-o, știi, s-a autopocnit, cum ar avea. A stat țea până pe loc. Nu venea să creadă ce citește, știi. Da. Bun. Să-și facă și declarație, să anulezi sarta. Orice promisiune, promisiune, contract. Permisiune, da. Făcut cu voia sau cu voia, fără voia și știința ei, cu orice tip de entitate de înaltă sau de joasă vibrație, în orice spațiu, timp sau loc și din afara lor. Care nu are vedere cel mai bun interes al ei. Spune, mă auzi? Da. Îi spune că știi cum este, spune, ceea ce trăiesc eu acum. Spune, este ca și cum ar vrea să strecori, înțelege, o substanță foarte groasă prin pistonul unei, nu, printr-o siringă foarte mică, știi? Și adică informația curge destul de slab, limitat, pentru că ea nu are dezvoltată partea de responsabilitate încă, da? Deci partea de responsabilitate dintre părțile de adult, cum ar veni, abia începea să se formeze când a fost dusă în spate, în beciuri, de părțile celelalte atașate, da? Iar copilul ei interior are încă căciuliță cu urechii, undeva la 8-9 luni, iarăși este neevoluat, da? Și atunci e și normal că copilul la mic plânge după tovărășii, după prieteni. Plânge acolo, urla, adică plângea, în întuneric, da? Bun. Să încep cu curățarea finală acum. Să verificăm liniile genetice. Nu are în plus. E curat, e dus în sus. Să meargă prin canalele de abundență benefică, să-și adune abundență benefică împrăștiată, să-și refacă numai pentru ea, da. Să-și facă împământarea, să reconecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și spiritul necontaminat al apelor, să-și curețe lichidele, fluidele din corp, să-și energizeze chakrele. Da. Să ceară acces la supraconștientul colectiv, să reverse toate emoțiile în toate viețile și formele
de manifestare și din aceasta ca informație și îți are informație și conexiune continuă, da, să anuleze amprenta tuturor faptelor nebenefice din toate viețile și formele ei de manifestare, da, să anuleze toate numele care le-au avut toate viețile, da, toate codurile, da, care s-au dat să o reprezinte, toate informațiile și din acest, da, stat și de peste tot din registrele entităților. Da. Bun. Să reconecteze cu matricea originală, să-și facă morfontul viața aceasta unde o să scrie programele benefice pentru ea ca ființă. Da, a făcut. Să revenim aici acum, să meargă în sursa divină, binecondiționată în lumină, și aducă lumină până unde poate să urce, să-și curețe locul, casă, să-și până facă sus tot, face, zvâr, ne spune. Bun. A intrat și în matrice, așa o haină ciudată și a făcut ca și cum era una din femeile acelea englezoace care purtau pălării din acelea tari până peste față. Dar toate erau în verde și alb. Da. Dacă vrea să transmită ceva mamei ele sau părții sufletești, părții fizice a ei? Partea fizică să mai fie reticentă la ceea ce vede cu ochiul liber că este adevăr. Iar mamei mulțumește pentru, încă o dată, pentru această echilibrare. Spune că de fiecare dată mă simt mai, parcă plutesc mai ușoară și acum este într-un fel de training rozgrena, așa, ca de, ca de fea și sare în sus, știi? Pare a fi exuberantă, bucuroasă. Da. Dacă este gata, deschide un portal, se întoarcă corpul fizic, lin. Să meargă în abundența benefică. Să-și retragă din nou abundența, da, benefică. Și ea și mama chiar că asista, da? Să meargă și ea în abundență benefică. Să curețe și din punctul ei de vedere casa, da? Da, să fie atentă, da, mama, că spune de acest fenomen, de această, acest mod de reconectare prin sesiuni și sunt ființe care gândesc despre ea că... Adică să observe, să fie un bun observator pentru ea însă și să povestească cu tact, să spunem, da? Pentru că așa cum a fost și ea șocată și alții se șochează și se creează energii contrari. Și ultimul lucru pe care l-am făcut este de tocmai aceste energii contrarie, da? Bun, cam așa. Să deschidem un portal cu corpul fizic și ne ducem părțile eterice una de cealaltă, ne curățăm câmpurile morfice. Anulăm înțelegerea acestei sesiuni. Curățăm locul, spațiul unde s-a desfășurat, închidem portalul, luminăm la roboții și iarte. Și acum o să număr de la 3 la 1 și deschizi ochii în mod natural. 3, 2 și 1 și deschide ochii și te simți bine.